Salutare! Acum că am închis podul cu OSB și nu mai am nicio zonă în care să trebuiască să pun OSB, mă apuc să termoizolez, să termin toată partea asta de pod și de termoizolație. M-am apucat deja, am pus două laturi acolo, dar o să vă arăt în continuare cum fac. Folosesc două polovace, unul de 60 și unul de 1,80. Trasez. Ca să tai vata, folosesc o metodă mai neconvențională. Nu am un cuțit din acela de vată. Folosesc cutter-ul și o să vă arăt imediat și cum fac. Am achiziționat încă două role dintre astea de bandă de aluminiu pentru izolare termică, să lipesc vata de căpriori, să nu rămână nicio porțiune unde ar putea transmite în pod. Bun, hai să ne apucăm de treabă și vă mai arăt pe parcurs. Cum tai o vata exact? Folosesc o ruletă, un marker și un monobloc. Eu mi-am luat măsurile, am nevoie de 51 de centimetri, dar de fiecare dată vata o tai cu un centimetru mai mult. Măsurăm. Să vedem unde avem 52 de centimetri, semnăm la un capăt. Semnăm și la celălalt capăt. Folosesc metoda tradițională în carte. Pun bolovocul și lasez la semne, apăs pe el și pur și simplu cu coasele tai. Și aveți. Dacă aveți un cuțit dintr-una de vată, vă ajută mult mai mult, dar dat fiind faptul că vata aceasta are o folie deasupra, cu acel cuțit faceți multe rizuri la folie și nu puteți să o lipiți chiar atât de bine. Așa, eu am folosit varianta asta. Ați văzut, se taie perfect, nu e nicio problemă. Practic, lipim partea de jos vata, o lipim de căprioi în partea de sus, în lateral. Aici va veni cealaltă bucată și le vom lipi între ele. După care, voi lipi vata de sus pe căprior și la fel voi veni și voi acoperi căpriorul și la fel și aici între căpriori. Nici o părticică de lemn nu va fi către interior, va fi acoperită cu bandă dintre asta de aluminiu cu liner. Eu acum doar o pozez pe toată, cum am făcut și pe acolo, doar undeva în zona aia sus, vedeți, am lipit-o, în rest nu am lipit-o. O așez pe toată, după care o voi lipi perfect etanși. Între timp, eu am terminat de montat vata, am lipit-o pe toată, n-a mai rămas nicio porțiune
a podului care să nu fie acoperită cu vată, de jur împrejur. Inclusiv, mă urc acum pe scară și vă arăt, am lipit-o și la colțuri, adică să nu mai aibă nicio porțiune pe unde să respire cu acea folie pe care, scociul acela pe care vi l-am prezentat. Aici o să vină vata bazaltică, de aceea n-am mai pus scoci, oricum între centură și grindă mai este un mic spațiu. Ia să vedem noi, adică pe aici ar mai intra curent de afară, ca și aici unde am eu laserul, se vede că poate să mai intre. Pot să-ți bag și spumă, nu e asta o problemă, dar nu consider că mai e necesar atât timp cât voi veni cu vata bazaltică, va veni un rând de 10 fix între grindă și căprior, pentru că grinda este de 10, va veni un rând aici și va mai veni un rând de vată bazaltică aici, tot de 10, două rânduri, 20 de centimetri cred că sunt suficienți. Iar pe exterior voi veni cu polistiren sau vată, nu știu exact acum, la primăvară vom vedea exact și nu va mai avea de unde să mai vină curent din exterior. Și nu are sens să mai bag banii degeaba. Cam așa se vede întreg podul. Sunt lipite, v-am spus, inclusiv colțurile de sus. Nu am lăsat nicio porțiune a căpriorului care să nu fie acoperită. Ștachieții sunt montați ulterior pe căprior, după ce eu am lipit vata. Ca idee, ștachieții am pus din 40 în 40. Puteam să folosesc și profile metalice, dar sunt ceva mai scumpe și nu mă avantajau. Tot podul este izolat termic. În momentul de față am folosit, dacă vă uitați în clipurile trecute, o vată minerală de sticlă de 10 cm. Izolarea cu vată în principiu te protejează atât termic cât și fonic. Am observat când au fost ploile și eu montam la vată, deja s-a redus semnificativ zgomotul de la picăturile de apă pe tablă. Iar în momentul în care voi face și tavanul fals, cu cele două rânduri de vată bazaltică, probabil sunetul va fi diminuat. A fost mult de muncă la ea și mâncărime nu vă mai spun. Chiar dacă ea vine cu această folie, tot te mănâncă că bagi mâna în ea. Eu nu prea pot să folosesc nici mânuși, nu că n-aș putea să folosesc, dar mi-e mai simplu să lucrez cu mâna. În momentul în care lucrezi cu ea, nu prea te mănâncă, dar după ce te-ai spălat seara până a doua zi, ai niște mâncărimi așa în mâini. În rest am folosit și fes și mască, ați văzut. M-am protejat cât de cât pentru că e destul de simandicoasă, ca să spun așa. Până la urmă, acesta este rezultatul. Eu sunt foarte mulțumit. Cum vă spuneam, e foarte mingălos de pus pentru că trebuie să tai bucăți cum e rola de vată la 120 de centimetri. Eu a trebuit să-mi tai bucăți fix cât aveam între distanța între căpriori și am tăiat pe lungimea de 120, bucata de, nu știu, 80, dau un exemplu, distanța dintre căpriori, am montat 80 de centimetri de vată, după care am tăiat iar încă 80 de centimetri de vată, lipită undeva, se observă pe aici, este lipită între ea, astfel încât să formeze acea folie barieră de vapori. Pentru că vata, dacă a venit deja cu folie de vapori, a trebuit să cumpără aceea bandă termoizolatoare, scociul acela de aluminiu pentru a închide toți porii, astfel încât să nu mai trebuiască să mai montăm încă o folie de vapori. Mie îmi place cum a ieșit, sunt chiar mulțumit de rezultat. Mi-a luat ceva timp pentru că, na, timpul este limitat și fiind foarte migălos, a durat. Dacă considerați că pot să vă ajut cu informații legate de izolarea aceasta termică a podului și fonică de altfel, scrieți-mi în comentarii. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-mi dați un like. Eu am fost Cosmin și până data viitoare, numai bine!